dimineața, domnilor și domnilor. Mi-am propus ca, înaintea fiecarei lansări pe care o fac, indiferent de cine este invitatul lansării, subiectul discuției noastre, de câte ori voi avea ocazia să deschid o lansare, să vorbesc întâi despre altceva, despre cartea În joc. Se împlinesc 25 de ani de când s-a născut editura Humanitas, la 1 februarie 1990. Pe semne că ați auzit cu toții că editura Humanitas s-a născut pe patrimoniu uriaș al editurii politice. Ați auzit? A devenit poate un loc comun în mediile noastre. Atunci când trebuie să explici o faptă deosebită, trebuie să recurgi la mobiluri murdăritoase. Ei bine, bogăția enormă a editurii politice pe care am găsit-o în clipa în care a trebuit să năruim această instituție pentru a face pe ruina ei altceva, consta în vreo 30 ceva de cuiere, vreo câteva zeci de birouri, vreo câteva zeci de scaune, două covoare destrămate, opera lui Ceaușescu și documente de partid care compuneau biblioteca editurii, și punct. Și o echipă de redactori care știa, nu știa nicio limbă și știa în principal redactare de documente de partid. Și mi-am pus întrebarea atunci care este patrimoniul editurii Humanitas. Și n-am s-o obosit să spun în fața fiecărei lansări, așa cum anunțam la început, că avem aici, în față, pe această friză, patrimoniul editurii Humanitas. Pentru că la 25 de la înființarea ei, mi-am pus cu adevărat întrebarea care-i bogăția noastră. Bogăția noastră sunt creierile acestor oameni. Ei au construit o insulă, care se numește Humanitas, și asta este bogăția la care ne raportăm noi. Tot ceea ce mi-aș dori este ca, pe semne că Lucian Boia a spus cea mai frumoasă vorbă despre Humanitas, întrebat la un moment dat care e semnificația acestei instituții culturale. Și am ținut să o punem aici. Dacă țara întreagă și-ar fi găsit drumul, cum l-a găsit Humanitas, din primul moment, fără nicio șovăială, am fi avut astăzi o altă România. Acestor oameni le datorăm drumul ăsta pe care l-am găsit în mod sigur. Ceea ce vă rog este ca să le spuneți copiilor dumneavoastră, prietenilor dumneavoastră, tuturor oamenilor care vă sunt aproape, să citească, să ne lase să devenim un arhipelag, să nu fim doar o insulă. Vă rog mult, cred din toată inima că singura salvare pentru comunitatea asta, pentru poporul ăsta, este cartea și ce se află în creierile acestor oameni. Ar fi frumos dacă am găsi o unitate de a măsura greutatea spiritului înmagazinat în aceste minți. Și acum trec la cartea lui Lucian Boia. Lucian Boia scrie a treia carte pe tema României. Au existat interpretări cum că tema l-a atras pentru că s-a bucurat de un succes aparte. Ei, și chiar dacă a fost așa, ce era rău. Este într-adevăr o temă importantissimă pentru români. Este a treia carte pe care Boia o scrie pe această temă. Primul volum, De ce e România altfel, făcea o operație simplă. Explica felul în care suntem azi și momentul în care suntem și configurația lui, prezentul, adică prin trecutul istoriei noastre. Pentru Lucian Boia, care este o minte strict rațională și iluministă, nu există mistere în istorie. Ca să înțelegi ce-i cu tine astăzi, faci recurs la istoria ta, la trecutul tău. Cheia prezentului e trecutul. Asta era tema primei cărți. Dacă arătăm așa, în speță altfel, este pentru că istoria noastră a arătat într-un anumit fel. A doua carte, cea despre suveranii României, a răspuns la altă întrebare simplă. Odată România devenită stat modern, cum a arătat structura monarhică a statului românesc? Care a fost aportul fiecărui rege în această succesiune de etape care a construit istoria modernă a României? Și cu această a treia carte, întrebarea devine, cum s-a românizat România?
O întrebare stranie, nu? Care este sensul acestui titlu? Cum se poate româniza ceva ceea ce este deja românizat? Țara numită România. Deci am voia pleacă de la, evident, distinția neexplicită, că există cam trei tipuri de state. State care se bazează pe etnie, deci pe tipul etnic al personajelor care compun poporul cu pricina, al procentajului etnic preponderent într-un popor, și atunci avem de a face, dacă ăsta e criteriul cu un stat etnic, criteriul religios, oare sunt protestanți majoritari, sunt catolici, sunt ortodoxi, sunt popoare care judecă profilul după identitatea religioasă. Și în sfârșit statul politic, prin excelență Franța este exemplul cel mai bun, în care cetățeanul este criteriul. Nu etnia, nu religia, ci cetățenia. În Franța, poate știți deja, nu ai voie la un recensământ să întrebi nici să chestionezi subiectul, nici în privința etniei, nici în privința religiei. Francezii nu știu să spună câți musulmani au în clipa de față în Franța. Ei bine, statul românesc s-a constituit ca un stat etnic. De ce s-a urmărit românizarea? De ce s-a pus problema românizării statului etnic? Lucian voi explică de la început povestea asta, spunând a fost vorba de o revanșă istorică, de rezolvarea unei frustrări. Iată ce spune, și am să-l citesc pe scurt. Andrei Radu este student al Facultății de Istorie și este... Foarte complicat, ochelarul. ...de Istorie și este autorul... Da. După ce se aflaseră atâta vreme sub dominația sau sub influența altora, românii simțeau imboldul de a construi o Românie care să fie efectiva lor. Din această tensiune izvorește persistentul naționalism românesc cu latura lui pronunțat etnicistă și religioasă. Român cu adevărat e considerat a fi românul etnic și de preferință ortodox. Pas cu pas, această obsesie, această proiecție care era menită să rezolve o frustrare, s-a petrecut. Și două procente sunt absolut elocvente pe care Lucian Boia le dă în cartea lui. Este o carte extrem de serios lucrată. Ca să poți să răspunzi la întrebarea cum s-a românizat România, a trebuit să treacă autorul în revistă toate recensămintele făcute de la sfârșitul secolului XIX până în 2011, când a avut loc ultimul recensământ. Ei bine, în 1930, în România, românii etnici erau în proporție de 72%. În octombrie 2011, când a avut loc ultimul recensământ, românii etnici erau 89%. Iar în București, în clipa de față, 97,3% suntem români. Toți. Românii verzi. Așa. Acum, ce rezultate, și cu asta îmi termin și dau cuvântul domnului Boia, ce rezultate a avut românizarea ca etnicizare a statului român? Ce a însemnat? În primul rând, a însemnat înțelegerea națiunii în termen de etnie. Nouă ne este greu astăzi, când vorbim despre națiuni, să ne imaginăm altceva decât etnii. Când spunem francez, noi ne gândim la un tip pur de francez. Ne e foarte greu să ne imaginăm un maghrebian ca francez pur. Din punct de vedere etnic, nici nu e. Dar din punct de vedere al cetățeniei, un francez nu distinge între etnia maghrebiană, indiană, turcă, română și calitatea de cetățean francez. Nouă ne e foarte greu, chiar dacă am ales un președinte de etnie germană, să ne imaginăm că el e român și nu neamț. Noi spunem, avem ca președinte un neamț. Deci asta este primul rezultat al criteriului etnicizării României. Al doilea rezultat
este izolaționismul. Adică minoritățile, trecerea de la procentul acela de 70 ceva la sută la aproape 90% a însemnat dispariția varietății etnice. S-au pierdut, după cum știți, în principal două tipuri de etnii minoritare. Evrei și germani. Evrei în anii 60, când a început plecarea spre Israel, și germanii vânduți de la un moment dat în polul de prin anii 80, devenit marfă pură pentru statul lui Ceaușescu. Dispariția acestor minorități a însemnat pentru România o pierdere categorică. De ce? Pentru că ele constituiau elite intelectuale și de profesiuni liberale într-un caz, de meșteșuguri și de minți tehnici în celălalt caz. În fiecare din aceste cazuri, plecarea lor a lăsat un gol. Elitele cosmopolite din interbelic însemnau enorm pentru noi pentru că ne țineau în contact cu lumea occidentală. Plecarea lor, cuplată cu un sistem izolaționist prin esența lui politică, comunismul, a dus la ceea ce se numea în ultimii ani, dacă mai țineți minte, cei care ați prins perioada, albanizarea României. Era o expresie care revenea în mod curent la Europa Liberă. România s-a albanizat. Albania era prototipul de țară, din zona, să spunem totuși, europeană, în care legăturile cu exteriorul erau total rupte, cum este astăzi Coreea de Nord. Ei bine, o țară care se izolează în acest fel, în care străinul este paradigma răului, în care relația cu străinul este o crimă, în care într-un dosar de urmărire principala crimă era că cunoșteai să intrai în contact cu un străin sau cu străin, un asemenea stat nu e condamnat, nu este, este condamnat la o rupere nenorocită de lume. Și, în sfârșit, acest izolaționism a devenit, a născut altfel. Acel altfel pe care domnul Boia l-a pus în timpul primei cărți despre România. Din această mini-trilogie. România a devenit altfel. Noi suntem încă astăzi altfel pentru că tragem după noi consecințele acestei izolări. Continuăm să credem că a tăia slana pe ziar cu brișca, cum l-am auzit-o un actor min, povestind cu mândrie într-o emisiune la televizor, este o emblemă și un punct de glorie. Cu alte cuvinte, această dezeuropenizare este efectul direct al izolaționismului pe care l-am moștenit prin etnicizarea, prin românizarea dusă la limită a României. Lucian Boia și încheie cartea spunând că inadaptarea culturală pe care am dobândit-o pe calea asta a izolării și a etnicizării urmărite ca proiect politic constant de-a lungul 100 de ani este fatală pentru noi în clipa de față. Și că ceea ce este important este să regăsim limbajul european ieșind într-un mod convenabil în granițele insulei care am obținut-o printr-un proces care a durat 100 și mai bine de ani. Vă mulțumesc și am voie. Evident că eu eram la cumpare cu domnișoara Sibina. Mai întâi vă mulțumesc tuturor că sunteți aici pentru a mă asculta. Da, mi este destul de greu să vorbesc despre cărțile mele. Nu știu cât de bine le scriu, dar sunt convins că sunt totuși mai bine scrise decât vorbite. Așa încât voi încerca să vă dau o idee aproximativă în privire la ceea ce am scris. Și aș vorbi de la cele spuse puțin mai înainte de domnul Luceanu cu privire la
această concepție cam îngustă a multora dintre compatrioții noștri despre ce înseamnă națiune, națiunea română și națiune în general. Da, este o concepție de factură eticistă și asta pe mulți români împiedică să vadă și să accepte că toți cei care aparțin națiunii române sunt români în sensul național, nu în sensul etnic, neapărat al cuvântului. Când un rom săvârșește mai știu ce ispravă undeva în Occident și presa locului se referă la el ca fiind român, ca aparținând națiunii române, imediat apar proteste în România, cum poate să spună despre acest rom că este român, când este rom, este țigan și atunci nu este român. Despre Klaus Iohannis au vorbit, mulți cel puțin au gândit și au vorbit tot în acești termeni. Este german, nu este român, este luteran, nu este ortodox, cum se poate spune că este român și cum să alegi un președinte al României care nu este român. Deci concluzia asta curioasă, cum să spun, chiar dacă explicabilă prin antecedente istorice, între etnie și națiune și înțelegerea eticistă a națiunii, în timp ce o înțelegere modernă și adecvată ar fi interpretarea politică, civică a faptului național. Tot așa privind spre trecut. Unii au fost scandalizați de faptul, am spus, cumva, nu e problema mea cea mai, problema mea de căpătâire, am spus, răspunzând la o întrebare, că Ștefan cel Mare era moldovean, nu era român. Bineînțeles, era român din punctul nostru de vedere, dar din punctul lui de vedere era moldovean. A fost întrebat, dar ce limbă vorbea? Bineînțeles că vorbea limba română, din punctul de vedere al unei limbi și din perspectiva noastră, da? Din punctul lui de vedere. Din punctul lui de vedere, bineînțeles că nu vorbea limba română, vorbea limba moldovenească. Lucrurile astea sunt destul de greu de înțeles, se pare, deși ele sunt simple, sunt foarte simple. E o carte, cartea aceasta, privitoare la raporturile dintre români și ceilalți, privitoare la ceilalți, la locul și rolul lor în istoria românească, ceilalți însemnând străini, însemnând minoritari, însemnând alte naționalități de tot felul și care au o pondere, toți aceștia cu totul remarcabilă. Dată din zona în care s-au dezvoltat românii. Suntem aici, de la începuturile istoriei noastre, într-o zonă de margine, într-o zonă de frontieră, într-o zonă deschisă tuturor năvălirilor, tuturor trecerilor, tuturor așezărilor printre români, alături de români. Unii sau alții au venit, unii au trecut, alții s-au așezat, au rămas aici. E o zonă între est și vest. Și de aici o experiență extraordinară a raporturilor cu ceilalți aflați în interiorul spațiului, să-i spunem românesc, și cu ceilalți aflați chiar mai departe, la care au oferit modele culturale, de la modelul cultural al Evului Mediu, bizantin, slav, turco-panajor mai târziu, până la modelele occidentale, odată cu modernizarea, occidentalizarea țărilor române în secolul al XIX, la modelul francez, modelul german, modelul occidental în genere. Adunând toate acestea, cred că se poate spune că puține popoare au asemenea experiența celuilalt, a raporturilor cu ceilalți, precum au românii. Și asta a trebuit să fie un actuală așezare a noastră în planul construcției europene. Dacă va fi sau nu un atun, depinde, în primul și în primul rând, de atitudinea pe care înțelegem să o avem față de ceilalți. O înțelegere care a avut mereu un dublu aspect. Ceilalți s-au aflat bine români, au contribuit la crearea civilizației românești din Evul Mediu până în epoca modernă, au fost acceptați, au fost integrați, în același timp a existat și o atitudine de neîncredere sau de respingere. Trebuie să vedem și un versant și celălalt al problemei. Oricum, dacă ne uităm la România începând din secolul al XIX-lea, ca să nu mai vorbesc despre Evul Mediu și prima parte a epocii moderne, legatul român, România mică, vechiul legat, e o societate etnic vorbind românească, aproape în întregime în ce privește lumea satelor, dar o populație extrem de amestecată în mediul citadin, adică tocmai în acel mediu care indică progresul în epoca respectivă și în orice epocă. Populația citadină a României este foarte amestecată, sigur că românii majoritari,
dar cu foarte multe diverse alte origini. Recensământul din 1899 dă pentru București o populație de 65% cetățeni români, deci 35% sunt de diverse alte origini, după cum și între cetățenii români, destul de mulți în lumea aceasta orășenească au origini amestecate, este o întreagă incluzie balcanică și așa mai departe. România interbelică, de asemenea, este o țară, România Mare, care cuprinde foarte multe minorități, adică e peisajul minoritar cel mai diversificat din întreaga Europa, de la maghiarii și germanii din Transilvania, la turcii și tătarii din Dobrogea, de la, eu știu, ucrainieni și evrei din Bucovina, la bulgari, sârbi și tot ce mai vrem. Este un peisaj etnic extraordinar de variat. Toată această dimensiune complexă a societății și civilizației românești, noi și ceilalți, am cunoscut un proces de deteriorare odată cu al doilea război mondial, cu marea crimă comisă împotriva evreilor și cu alte acțiuni care vizau o purificare etnică, și apoi în vremea comunismului, când lumea nu mai știa cum să fugă mai repede de comuniști, și cei care au fugit în primul rând au fost evrei, după aceea germanii, sunt lucruri știute pe care le prezint în carte, în detaliu și cu toate statisticile, cu toate cifrele de rigoare. S-a petrecut, din păcate, și am insistat și asupra acestui punct, un soi de românizarea românilor înșiși, pe lângă românizarea de ansamblu a României, și prin asta a înțeles izolarea în care s-a aflat România, a fost cea mai izolată dintre țările comuniste, exceptând Albania, izolarea în care s-a aflat timp de câteva decenii. Și felul acesta s-au rupt punțile, nu totalmente, dar s-au deteriorat în orice caz, în bună măsură, punțile dintre cultura românească și cultura europeană, cultura occidentală, în primul rând. De aici o întârziere mentală, o întârziere de ordin intelectual, care încă afectează România, ce este la fel de păgubitoare ca de regrările economice sau de altă natură. Deci asta ar fi câteva cuvinte, nu știu cât de convingătoare, pe care le-am spus despre cartea mea. Încă o dată, aveți încredere mai curând în ce am scris decât în ceea ce, în puține cuvinte și pentru cât de meșteșugite, am încercat să vă spun acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Experiență de lansare ale cărților domnului Boia cu domnul Boia, simt să vă asigur că domnul Boia se răsfață când spune toate astea. Îi place să vorbească despre cărțile de însuși, nu e adevărat că îi place. Îi place mai mult să le scrie, evident, și îi place să le prezinte și eu cred că e profitabil totdeauna ca să-l auzi pe autor punându-și cartea pe ecranul propriului personalități. Așa încât profitați că există aici și smulgeți-i autograful de rigoare. Înainte de lansare vorbeam și spuneam, domnul Boia a întrebat, credeți că dacă m-aș retrage din lansări, cărțile mele ar avea de câștigat sau ar pierde? Și l-am asigurat că ar pierde. Sigur! Foarte atent ce vorbesc cu domnul Liceanu, că de fiecare dată spune mai departe. Autografele se dau aici, în stânga dumneavoastră, lângă stand.